Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou antrenament despre tehnică. Astăzi, împreună cu băiatul meu, vom face un antrenament despre conducerea mingii și întoarcerea cu minge. Da? Antrenamentul este structurat pe patru părți: încălzire, întoarcere cu mingea, conducerea mingii și, la sfârșit, câteva exerciții de aplicație prin care vedem ce am reușit să învățăm sau să aplicăm ce am învățat în prima parte. Vom începe cu câteva exerciții de încălzire, picioarele la lățimea umerilor, da, mâinile pe lângă corp, rotesc umerii spre înainte, de 4 ori, da? 1, 2, 3, 4, spre înapoi, 1, 2, 3, 4. Continui cu rotiri de brațe, cu ridicare pe vârful, da? Spre înainte, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spre înapoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continui alternativ înainte, da? Ca și la not, 8, 4 stânga, 4 dreapta, spre înapoi, scuturi mâinile, din aceeași poziție, vă răsucesc lateral, da? Brațul merge drept, privirea merge după braț, două arcuiri, schimbăm partea cealaltă, da? 1, 2, 3, 4, brațele întinse. 1, 2, 3, 4, mai odată, 5, 6, 7, 8. Da? Acum, în doi lateral, rămâne, merge lângă picior, cealaltă deasupra capului, da? 1, 2, schimb parte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, și încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scuturăm mâinile. Acum am brațele lateral întinse, cobor brațul drept la piciorul stâng, da? Cu două arcuiri. Revin sus, da? Celălalt picior, 1, 2, revin sus, da? 1, 2, revin sus, 3, 4, revin sus, încă o dată, 1, 2, revin sus, 3, 4. Scuture brațele, picioarele. Am câteva fandări spre înainte, da? Cu două arcuiri. 1, 2, revin sus, schimb piciorul. 3, 4, schimb piciorul. 5, 6, 7, 8. Și încă o dată. 1, 2, la 90, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am. Trecem la viteză în plus, alergare pe locul călcâiei la șezut, da? Drumul ar trebui o pe piciorul drept, o pe piciorul stâng. Înseamnă 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sus genunchii. Tot așa, o pe drept, o pe stângul. 16 și termin cu niște sărituri ușoare de cu picior pe celălalt, de relaxare, tot așa 18-16 bucăți, o pe stângul, o pe drept. Scutură, termina partea de încălzire, trebuie să bea o gură de apă. Ne pregătim de prima parte, se vorba despre întoarceri foarte importante în fotbal. Tot așa lucrăm, ce lucrăm cu piciorul drept, lucrăm și cu piciorul stâng, da? Se pot face simple sau duble, adică dus întors. Primul exercițiu, întoarcere cu talpa. Conduc mingea în ce procedeu doresc, am tot mingea cu talpa, dreptul, lucrez și dreptul și stângul, da? Una. Așa. Asta. Două. Mingea, a treia, a patra, așa, exercițiu 2, întorc mingea cu șiretul exterior, da? Conduc mingea, depășesc mingea cu șiretul exterior de la dreptul, conduc mingea cu șiretul exterior de la stângul. Una, două,
mingea. Și nu trebuie să-l conduc mult. Foarte important întoarcerile, da? 3. Drumul. Bun, exercițiul 3. Conducerea mingii cu șiretul interior. Conduc mingea, da? Depășesc mingea. M-am întors cu șiretul dreptul, șiretul stâng, da? De drum. A doua. Conduc mingea. Depășesc mingea cu șiretul. Întorc la stângul. A treia. A patra. Exercițiul 4. Întorc cu latul prin spate. Adică fac fentă de șut. Mă răsucesc și o dau cu latul prin spatele piciorului, da? Conduc mingea, fentă de șut, mă întorc prin spate, conduc mingea, fentă de șut, mă întorc prin spate. Una. Așa, bravo. Și cu stângul, chiar dacă nu vă iese, v-am zis de la început, toate exercițiile trebuie repetate până nu se face diferență între dreptul și stângul, da? Fentă, mă întorc prin spate, conduc, fentă, mă întorc prin spate. A treia. Da. Am terminat cu întoarcerile. Urmează conducerea mingii propriu-zisă. Și aici avem mai multe variante și le vom repeta pe toate, da? Prima dată conducerea mingii cu șiretul plin. Mărunt, mărunt, mărunt. Da? Avem o bucăță de drum. Putem face simplu, putem face dublu. Da? Să zic care. Avem, iar conduc mingea mărunt, pași mărunt, da? Am întors celălalt picior, am genunchi îndoiți. Ha, încă o dată, pe drum. Întoarcere cu cel picior vreți, pe le putem lega. Asta a fost cu șiretul plin, da? Conducerea mingii cu latul. Deci trebuie să mă duc în zigzag pe diagonală, lovesc de două ori mingea cu latul, spre stânga, de două ori spre dreapta. De două spre stânga, de două spre dreapta, da? Una, mărunt, 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 de drumul, da, foarte bine, da, puțin mai lateral mergem, da, trebuie să mă duc puțin mingea, da, iau mingea cu mine, duc în lateral, lovesc cu latul, lateral, cu latul, latul de la cealaltă picior, drumul. Acum avem cu șiretul exterior, da? Același exercițiu. Lovesc cu șiretul exterior de două ori. Trebuie să depășesc mingea să pot lovi cu celălalt picior de două ori, da? Șiretul exterior, un picior, depășesc mingea, șiretul exterior, drumul în lateral, în lateral. De două ori treci de minge, așa. Treci de minge, da. Foarte bine. Da? Mai facem. Am dus în lateral. Genunchiul îndoit, și piciorul de sprijin, și piciorul de lovire. Am depășit mingea ca să pot să lovesc cu șiretul exterior, da? Așa, am făcut trei exerciții, mai avem două. Lucrez doar cu piciorul drept. Asta înseamnă că dau de două ori cu latul, de două ori cu șiretul exterior, da? Am dat șiretul exterior, am dat cu latul. Am dat cu șiretul exterior, am dat cu latul, da? Drumul, facem numai cu dreptul. Șiretul exterior de două ori, latul de două ori. Șiretul exterior de două ori, latul de două ori. Foarte bine. Încă o dată, șiretul exterior. Mingea trebuie lovită mărunt. Important e mișcarea. Să ai control asupra mingii, să nu scapi mingea, da? Puțin mai lateral, mai zigzag. Da, foarte bine. Același exercițiu acum cu stângul, da? Încep în ce parte vreau. Iau mingea doar cu latul, doar cu șiret exterior. Doar cu latul, doar cu șiret exterior. Poți să încep cu șiret exterior sau poți să încep cu latul, cum vrei. De drum. Așa, mai lateral. Foarte bine. Hai, mai două.
mingea cu latul și vedeți exterior, da? Genunchiul îndoit, acopăr mingea, controlul mingii, nu scap mingea, da? Ultima, de drum. Foarte bine. Pauză de apă. Trecem la partea a patra, în care aplicăm. Voi puteți repeta de mai multe ori. Repetarea e mama învățăturii. Avem două perechi de ciorapi, în care putem face circuit dus întors. Și începem. Distanța poate fi un metru, mai lungă sau mai mică sau mai mare. Începem doar cu dreptul. Trebuie să conduc mingea cu dreptul printre jaloane. Asta înseamnă că voi da cu șiret exterior, voi folosi numai piciorul drept. Șiret exterior și lat. Încep în ce parte vreau. Am dus, am dat cu latul, șiret exterior. Am dat cu latul, da? Deci numai cu dreptul, mai drum. La început, fac un 8, practic. Da? Încă o dată, uite cum încep invers, cu latul, imediat am oprit-o cu latul, am dat și ret exterior și a terminat. La început fac mai încet până mă acomodez cu exercițiul și cu distanța, după care încep să fac tot mai repede. Pe drum, nu mai trage mingea cu talpa, doar și ret exterior și lat, da? Deci am făcut numai cu dreptul, exercițiul 2, doar cu stângul, da? Încep încoace, am dat cu latul și ret exterior. De aici am venit cu latul, da? V-am zis, puteți începe în ce parte doriți. Drum, latul, și ret exterior, numai stângul. Da, 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 de drum. Încep invers acum. Latul, drumul. Da, da, imediat pune latul și iar vii printre ele și ret exterior. Așa. Bun. Acum avem doar cu latul. Asta înseamnă că trebuie să folosești și dreptul și stângul. Din încoace dau cu dreptul, din partea asta dau cu stângul. Din partea asta te dau cu dreptul, din partea asta te dau cu stângul. Da? Trebuie să folosesc ambele picioare numai cu latul. Pe drum. Mingea cât mai aproape de jaloane. Da? Numai latul, latul, latul. Așa, foarte bine. Acum încep invers. Vine aici, am dat de două ori, am luat-o, doar cu latul, da? De drumul, v-am zis la început, nu mă grăbesc, după aia trebuie să fac tot mai repede. Astea sunt câteva exerciții care sunt pe lucrat acasă. Am terminat și cu latul, urmează același exercițiu cu șiretul exterior. Nu uităm să trecem de minge ca să putem lovi cu celălalt picior. Am dus șiret exterior, am trecut dincolo de minge, șiret exterior, șiret exterior. Am venit aici printre și de exterior am venit la cap, da? Încet, fără grabă, pune stângul, imediat dreptul, da, dreptul, dreptul și acum pune stângul. Bravo! Două și mai avem una. Începem invers, încep cu partea dreaptă. Și de exterior și celălalt picior, da? Deci tot timpul trebuie să depășești mine. Pe drum, vă puteți începe de în ce parte vreți, pe drum, nu-i nimic. Imediat și ret exterior, și ret exterior, da. Avem o parte de încheiere acum, de acolo în față-față, depărtează picioarele, două-trei aplecări, picioarele întinse, genunchi întinși și mențin glezna 12 secunde. Când mai întinse picioarele, mai jos, mai jos, la glezne, mai jos, brațele. Așa, scutură, pasează. Acum, un genunchi am îndoit, celălalt picior întins. Mână pe genunchi, celălalt așa, 12 secunde. Scutură, masează. Același lucru în partea cealaltă, da? Genunchiul înduit, piciorul întins. Și
tuturor după sează. Și singur sau în doi, mergem pe mine, pe toți cu fața mine, prin piciorul din spate, da? Celor, cu mâna cealaltă. Mâna să pălăm de aici, cu mâna cealaltă prin, da? Se poate și individual, și în pereche, ți echilibru, tragi piciorul în spate, da? Tot rămăsează, același lucru dincolo, mai pe interior, cu aia dată cu stânga pe ei, da? Celălalt picior stâng, picior stâng. Scuză, masează. Acesta a fost antrenamentul de astăzi. Sper să repetați cât mai multe ori și sperăm să ieșim, să ne întâlnim cât mai repede pe teren. O zi bună!